Noi am reușit să mergem la o gospodină care nu uită tradiția și cred că este foarte frumos atunci când încă mai reușim să coacem acasă, să dospim pâinea, să facem cruce înainte de, de a o pune la dospit sau la copt. Noi am ajuns în casa unei gospodine, se numește Eugenia, este din satul Cruzești și în aceste clipe își împărtășește rețeta crăciuneilor cu noi cei de acasă. Iei și o moi de cusară, botcala asta de casă, din vinul alb, o legi până la ora 5-6, te scoli, faci prospătea și pui acolo făină, țină zahăr și se mestecă bine și se lasă 2-3 ore. Acolo când volumul se ridică încă o dată la aluatul ăsta, se face aluatul propriu zis. Iată așa și se frământă aluatul. De ce mai mult, de ce mai bine. Aluatul trebuie să fie frământat până mâinile să ia scurate. Pregătim tava, numai decât o ungem cu ulei, să nu se lipească aluatul. Când pui aluatul, trebuie să fie în dispoziție bună. Foarte bună. Să te gândești la ceva bine, că apoi el supără pe tine. Hulubașul se face de câte ori coș, face la nepoței câte un hulubaș. Hulubașul doar simbolul la tot ce e bine, la tot ce e viu. Punem rola, 5 minute se încălzește, punem 180 de grade, vreo 15-20 de minute, pe urmă facem la 150, încă 15-20 de minute în total, așa, jumătate de oră să coc. Iată, în mai puțin de jumătate de oră am obținut coptura. Vă dorim la toți sărbători fericite, să aveți sănătate, să aveți prosperitate și cât mai multe zile luminate de sărbătorile de Crăciun.